Să vă rog să deschideți cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 17 și voi citi începând cu versetul 26 și voi trece și în capitolul 18 și voi citi trei versete doar. Ioan 17, începând cu versetul 26, pagina 1050, cuvântul ne vorbește astfel. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei, și eu să fiu în ei. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Isus, de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și pe farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Amin. Vă rog să-i ocupați locurile. Serile de vineri seara sunt așa mai liniștite, și în ultima perioadă, având mai mult musafiri, e greu să ne regăsim ritmul nostru. De ceva vreme mă lupt cu mine, zic eu, nu cu domnul, să pregătesc un studiu pentru serile de vineri seara și cred că săptămâna asta am început să lucrez la el. Am început să privesc în cartea TIT, o carte la care mă gândesc de mai multă vreme și am început să caut anumite lucruri legate de cartea aceasta și tare mi-aș fi dorit ca seara asta să încep cartea TIT. Dar se pare că nu pot, că încă nu sunt suficient de pregătit. Și atunci mai lăsăm un pic și vedem. Poate data viitoare, când voi sluji vineri seara, o să începem un studiu biblic pe cartea TIT. E mult mai eficient, e mult mai bun pentru noi să avem un studiu pe cărți, un studiu în care să știm exact ce urmează, să ne pregătim, să ne gândim, să ne cercetăm și poate să venim să și contribuim la acest studiu. Mă gândesc că poate cu ajutorul Domnului, pe sfârșitul lunii, începutul lunii septembrie, să reușesc să pregătesc cartea aceasta și să începem să studiem cartea TIT. Sunt doar trei capitole. De pe acum vă spun, puteți să citiți, puteți să vă uitați în cartea TIT, să vedeți ce ar fi folositor pentru noi ca biserică să luăm din cartea aceasta și ce lecții vrea Dumnezeu să ne învețe pe fiecare dintre noi în parte. Până atunci, însă, nu știu de ce, nu știu cum, Dumnezeu m-a îndreptat și m-a călăuzit în seara aceasta să vorbesc despre un personaj nu un personaj pozitiv, așa cum ne place nouă de obicei să auzim, să privim la un model și să zicem urmați modelul acesta, ci să privim la un personaj care nu este atât de plăcut, și anume Iuda. Iuda Iscarioteanul, Iuda Trădătorul, Iuda Vânzătorul. Și am pus titlul acestui mesaj, Ucenicul care trăiește un contrast în chemarea lui. Sau ucenicul care trăiește în contrast cu chemarea lui. Iuda a făcut parte din cei 12 ucenici chemați de Domnul Iisus Hristos. Iuda a fost la fel ca și ceilalți chemați de Domnul Iisus Hristos, a stat alături de Domnul Iisus Hristos timp de 3 ani, 3 ani și jumătate, a învățat de la Domnul Iisus Hristos, a văzut lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și Iuda este și el un ucenic. Dar un ucenic de la care avem de învățat să nu facem ca el, poate. Să nu fim ca el. Să nu ne jucăm cu chemarea pe care ne-o face Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și-a ales cei 11 Ocenici care au fost folosiți de el într-un mod extraordinar. Viețile lor dovedesc clar că Dumnezeu poate să folosească oameni obișnuiți ca să facă lucruri extraordinare pentru el. Și atunci când privești la cei 12 Ocenici, îți dai seama că între ei nu erau mulți la care ai fi zis, omul ăsta e un potențial extraordinar. Pescar. Erau pescari. Ce potențial extraordinar să fie într-un pescar să-l faci tu predicator, să-l faci tu mare misionar. Nu te-ai fi gândit că l-ai potrivit. Altul e vameș, colectat taxe pentru Imperiul Roman. Ăsta era chiar urât de oamenii care trăiau în vremea lui. Dar Domnul Iisus Hristos a ales astfel de oameni ca să îi folosească, ca să-i modeleze, ca să-i echipeze și să-i folosească pentru slava lui. Și ori de câte ori ai impresia că tu ești prea mic și prea nesemnificativ, și nu contezi pentru Dumnezeu, de la o parte gândul acesta, pentru că nu vine la Domnul, Domnul se folosește de oricine dorește. Și Domnul poate să se folosească și de tine. Indiferent care ar fi capacitatea pe care crezi că o ai sau nu ai, indiferent care ar fi starea pe care o ai sau nu ai. Domnul se folosește și de noi, de fiecare dintre noi, dacă ne punem la dispoziția lui, dacă ascultăm chemarea lui și dacă nu trăim o viață în contrast cu chemarea pe care el ne-o face. Dar acum apare întrebarea aceasta: de ce oare l-a ales Domnul Iisus Hristos pe Iuda? Și sunt multe. Răspunsul la această întrebare. Și am putea să răspundem în multe feluri. La ales ca să-l trădeze, că trebuia să fie cineva care să fie vânzător, să împlinească planul lui Dumnezeu. La ales ca să demonstreze suveranitatea lui Dumnezeu. Unii merg la predestinare și vorbesc despre predestinare aici și vorbesc despre multe alte lucruri. Eu, în capitolul 17, versetul 12, răspunde într-un fel la această întrebare. De ce l-a ales Domnul Isus Hristos pe Iuda? Și spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12, în capitolul 17, în felul următor. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Și această idee o să o găsim în mai multe pasaje pe care le voi citi în această seară. Ca să se împlinească Scriptura. Iuda a fost ales ca să se împlinească Scriptura. Dumnezeu își împlinește Scriptura și își va împlini Scriptura chiar și cu personajele negative. Știți că și cu privire la Satan și la Îngerii Lui și la urmașii Lui, Dumnezeu va împlini Scriptura și tot ceea ce spune? Dumnezeu împlinește cuvântul Său. Și Iuda ajunge să împlinească Scriptura. Asta înseamnă că nu avea alegeri libere, nu avea posibilitatea să aleagă. Ba da, dar a ales să-L vândă pe Domnul Isus Hristos. Viața lui Iuda servește ca un avertisment cu privire la pericolul oportunităților pierdute, al inimii împietrite, a poftelor rere, a neglijenței spirituale, a fățărniciei spirituale, e un ajutor și o învățătură pentru noi ca să ne punem viața și prioritățile în ordine, ca să ne verificăm și chiar dacă privești la Iuda și zici eu nu o să fiu niciodată ca și Iuda, să știi că în fiecare dintre noi există acest potențial de a-L vinde pe Domnul Iisus Hristos. Poate nu pentru 30 de argint, dar poate pentru altceva. Să știți că Iuda a stat aproape de Domnul Iisus Hristos, a stat aproape de ceilalți ucenici pentru o perioadă foarte lungă de vreme. Și a jucat rolul foarte bine, astfel încât nimeni nu a reușit să vadă exact ce este în inima lui. Nimeni nu a reușit exact să spună, e un fals, e un fățarnic, e unul care nu îl urmează cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Nu știu din ce cauză. Probabil că ucenicii Domnului Iisus Hristos erau diferiți de noi. Că noi de obicei când auzim despre aceste lucruri, nimeni ne gândim la cineva. Imediat ne vine în mintea, aia, ăla e așa, Celălalt e așa. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, chiar și în momentul în care sunt confruntați de Domnul Iisus Hristos, își pun această întrebare, nu cumva sunt eu? Nu zic, e altul. Nu zic, a, Iuda, sigur asigurată Iuda, că Iuda asta numai boacă ne face numai cu gândul la banii sau cu gândul la alte lucruri. Niciunul din cei ce erau aproape de el, niciunul din acel cerc pe care l avea Domnul Iisus Hristos, nu l-a identificat pe Iuda ca un fals, ca un ucenic care trăia o viață duplicitară, ca unul care avea această capacitatea și această posibilitate de a-L vinde pe Domnul Iisus Hristos. Numele Iuda era popular în acea vreme. Acum nu mai e așa de popular. În acea vreme numele Iuda era popular și mulți oameni purtau acest nume. Și chiar și între ucenicii Domnului Iisus Hristos era un alt ucenic pe care îl chema Iuda era un frate de al Domnului Iisus Hristos pe care îl chema Iuda și acest lucru nu se datorează neapărat tribului lui Iuda care era faimos, ci se datorează unui personaj din acea vreme, Iuda Macabeul, care a făcut o revoltă și care s-a sacrificat pentru a elibera poporul și din cauza aceasta numele lui a devenit foarte, foarte popular. Astăzi acest nume nu mai este la fel de popular. Ați auzit vreun părinte să dea numele copiilor Iuda? Nu cred că este. Ar fi interesant pentru că deja are această conotație de vânzător, de trădător. Atunci când Luca vorbește în faptele apostolilor despre el, în fapte 1 cu 16 la 18, spune, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura. Observați aceeași idee din nou, spusă de Duhul Sfânt mai dinainte prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. El era din numărul nostru și era părtaș al acelea slujbe. Omul acesta, a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin loc și s-au vărsat toate păruntaiele. Atunci când Luca îl prezintă, doctorul Luca îl prezintă, face acea autopsie și arată cum i s-a despicat capul acestui om care l-a vândut pe Domnul Isus Hristos. Am spus, de foarte multe ori noi ne uităm la aceste personaje negative și noi ne gândim niciodată nu o să ajungem atât de jos. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar și ne avertizează prin Apostolul Pavel și ne spune cine stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Și motivul pentru care aduc acest mesaj în această seară înaintea noastră este tocmai acesta. Niciodată să nu credem despre noi înșine că nu vom face asta. A mai fost un ucenic al Domnului Iisus Hristos, pentru care a zis, Doamne, eu niciodată vom vorbi și despre el puțin mai târziu. Dar niciodată să nu ne gândim că noi suntem așa de bine cu Domnul, noi avem o relație așa de apropiată cu Domnul încât nu există acest potențial. Iuda a fost lângă Domnul Isus Hristos. Lângă Domnul Isus Hristos. Și l-a vândut pe Domnul Isus Hristos cu toate că a văzut toate lucrurile. Vreau să ne uităm puțin la biografia lui și să vedem câteva lucruri legate de el care să ne ajute să înțelegem foarte bine acest contrast al vieții lui care stă în, în, în opoziție cu chemarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. V Am spus, a fost chemat la fel ca și ceilalți 11. A fost dintre cei 12 și chiar Luca când descrie zice: a fost dintre ai noștri spune, el era dintre, din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Deci a avut toate oportunitățile înainte. Și vom vedea puțin mai târziu despre oportunitatea cea mai importantă pe care a avut-o și pe care a irosit-o. Oportunitatea pe care o avem fiecare dintre noi. În primul rând vreau să privim la cunoștințele lui sau la privilegiile pe care el le-a avut. Vezi, Iuda a avut șansa să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos de aproape față în față. Noi nu mai avem această șansă, dar avem șansa să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos într-un mod mai profund prin studierea Scripturii și prin ajutorul Duhului Sfânt care este noi și care ne îl descopere pe Domnul Iisus Hristos. Noi nu putem să spunem că noi nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Nu-L cunoaștem dacă încă suntem ori, dacă încă nu ne-a dat Dumnezeu vălul la o parte și nu a dus credință în viața noastră. Dar în momentul în care am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Isus Hristos, nu la nivelul teoretic, ci la nivelul practic, să experimentăm acea relație cu Domnul Iisus Hristos. Putem să-L cunoaștem pe El. Cunosc oameni care cunosc Scriptura, poate mai bine decât mine. Și se potignesc în anumite chestii și nu vor să facă pasul ascultării de Dumnezeu și nu vor să facă pasul în care să intre într-o relație potrivită cu Dumnezeu, ci vor să țină controlul vieții lor. Și asta e împiedică. Cunoașterea aceea îngânfă, cunoașterea aceea nu le dă mântuirea de care au ei nevoie. Și cunoașterea nu e suficientă și cunoștințele pe care le avea Iuda nu au fost suficiente. Cunoștințele lui stăteau de fapt în contrast cu trăirea lui. Mintea lui, inima lui nu era acolo. Să vezi toate minunile pe care le face Domnul Iisus Hristos. Să auzi toate predicile pe care le rosește Domnul Iisus Hristos. Să vezi toată bunătatea pe care o arăta Domnul Iisus Hristos într-un mod neîncetat. Și cu toate astea, să nu îl lași pe Domnul Iisus Hristos să-ți câștige inima în întregime. Ce cunoștea Iuda? Cunoștea lucrătorii, în primul rând. Dacă deschidem Matei 10, versetele 2 la 4, vom vedea acest lucru. Era unul dintre lucrătorii pe care a ales Domnul Iisus Hristos și era cunoscut ca lucrător al Domnului Iisus Hristos și de ceilalți. Cuvântul ne spune astfel în Matei 10, versetele 2 la 4. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon zis Petru și Andrei fratele lui, Iacov fiul lui Zevedei și Ioan fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, Vameșul, Iacov și fiul lui Alfeu și Levi zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul care a vândut pe Isus. Iuda era printre ceilalți ucenici. A fost ales la fel ca și ei, a călătorit împreună cu ei, a vorbit cu ei, a trăit cu ei, a trăit ca ei, a fost acolo cu ei, zi de zi. Oamenii, dacă se uitau la Iuda, îl vedeau ca și unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos, unul dintre cei ce-l urmau pe Domnul Iisus Hristos. El nu numai că se considera el ucenic al Domnului Iisus Hristos, ci era considerat de alții ucenic al Domnului Iisus Hristos. El era cu ei, se identifica cu ei, vorbea ca ei, trăia ca ei, se îmbrăca ca ei, dar în inima lui era ceva diferit. Noi ne uităm la ce se vede în afară și vedem lucruri mai frumoase, mai puțin frumoase, facem observații pe baza a ceea ce percepem noi. Și fiecare dintre noi are o percepție a realității din viețile noastre, și din biserică, și din lucrurile spirituale. Dar inima ne cunoaște doar Dumnezeu. Și lucrarea pe care o face Dumnezeu în inima cuiva, este lucrarea pe care o poate face doar Dumnezeu. Dar Iuda a cunoscut lucrătorii ceilalți, ceilalți colegii ai săi, ceilalți lucrători l-au cunoscut pe el, și asta e un lucru interesant. Să știți că și astăzi sunt destui oameni care sunt membri într-o biserică, se identifică cu pocăiții și cu Domnul Iisus Hristos și au mărturisit public credința lor, poate au fost și botezați în apă, au o cunoaștere profundă a Scripturii, au urmat anumite cursuri sau anumite studii, poate chiar au și predat anumite studii, au slujit în diferite poziții, chiar și unele de conducere, au ajuns și au vorbit de la învoane, sunt activi implicați în misiune. Sunt cunoscuți și au o cunoaștere a lucrătorilor, a oamenilor care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Dar oare e suficient să ai doar astfel de cunoaștere? E suficient să ne cunoaștem unii pe alții? Dacă nu îl cunoaștem cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al nostru personal? Va fi suficient în ziua aia să spună unul din copiii noștri, păi tata au fost membru în biserica baptistă și o predica cuvântul lui Dumnezeu acolo. Suficient? Nu e suficient. Păi am fost și eu în Biserica Baptistă numărul 1 și am stat acolo în bancă și am ascultat predicile. E suficient? Nu e suficient de o cunoaștere a lucrătorilor, a slujitorilor din biserică. Sunt mulți dintre cei care merg și slujesc pe Dumnezeu, dar nu sunt cu adevărat ucenici al lui Dumnezeu, nu sunt cu adevărat urmași al lui Dumnezeu, nu sunt cu adevărat oameni care să-L cunoască personal pe Dumnezeu. El cunoștea lucrătorii, cunoștea și locurile. Versetele pe care tocmai le-am citit din uh, capitolul 18, versetul 2, spune cuvântul Iuda, vânzătorul știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii săi. Când a venit în momentul să-L vândă pe Domnul Iisus Hristos, Iuda știa exact unde trebuie să meargă. Pentru că a mai fost acolo cu Domnul Iisus Hristos. El a mai fost acolo și s-a rugat împreună cu Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama? Să ai privilegiul acesta, să ai, să ai uh, cunoașterea aceasta apropiată a Domnului Iisus Hristos și să-L vezi cu Domnul Iisus Hristos se roagă. Am încheiat capitolul 17 cu rugăciunea Domnului Iisus Hristos și de aia am început să citesc de acolo. Pentru că alea cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și El spune acolo, cu care m-ai iubit tu, să, pentru ca, și îl și voi, face mai, și voi, și voi, mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Dragostea cu care m-ai iubit tu le-a făcut-o cunoscut de Domnul Iisus Hristos. Și s-a rugat pentru ei și am mai citit mai devreme versetele în care niciunul s-a pierdut decât cel ce trebuia să se piardă. Și au știut toți au știut de locurile acelea unde îmbla Domnul Iisus Hristos și au umblat toți prin aceleași locuri. Sunt mulți oameni astăzi care știu unde să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos, unde să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Știu cum să-L găsească, știu ora la care să-L găsească dacă vreți, știu toate aceste lucruri și cu toate astea nu-L caută cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Sunt mulți care petrec ca și eu, dar mult timp cu cei care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Stau împreună, stăm și noi aici în biserică, eu de foarte multe ori mă gândesc la, la, lucrul acesta. Stăm câte 100 de oameni în biserică. 150 de oameni la evenimentele mai speciale. Și îmi pun întrebarea aceasta. Toți îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Și mă refer aici nu la cei care sunt prieteni și vin. Și mă refer la cei ce sunt botezați, la cei ce sunt trecuți pe registru de membri. Oare toți îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos? A, știm locul acesta. Asta e un loc în care ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos. Asta e un loc în care ne rugăm uh, lui Dumnezeu. Asta e un loc în care îl căutăm pe Domnul Isus Hristos știm și programul, și ritualul, dacă vreți, și obiceiurile, și toate celelalte lucruri. Știm foarte bine aceste lucruri. Dar nu ne ajută cu nimic că dacă viața noastră nu intră într-un contact personal cu Domnul Iisus Hristos și noi nu ne întoarcem cu toată inima spre Domnul Iisus Hristos, Iuda a rămas pierdut în păcatele lui, a rămas pierdut în gândurile lui, a rămas orb spiritual și nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, deși știa locul unde este Domnul Iisus Hristos. Nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lui. Și e trist să realizezi Exact acolo în locul în care poți să-L găsești pe Isus și știi că poți să-L găsești pe Isus, îl pierzi pe Isus. Și sunt mulți oameni, îmi pare rău că nu sunt prieteni în seara aceasta, care vin, stau, se uită, știu că pot să-L găsească pe Domnul Isus Hristos aici și îl pierd pe Domnul Isus Hristos aici. Pentru că ba se potignesc în ceva, ba au o patimă la care nu vor să renunțe și nu vor să plece genunchi înaintea Domnului Isus Hristos și să spună, Doamne, răstignește firea asta mea veche și ajută-mă să biruiesc patima aceasta. Iubesc plăcerile de o clipă ale păcatului mai mult decât îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Și îl pierd pe Domnul Iisus Hristos în casa lui Dumnezeu, în locul în care îl găsești pe Domnul Iisus Hristos. Iuda mai cunoaște și lecțiile. Nu cunoaște doar lucrătorii, nu cunoaște doar locurile, locurile, cunoaște lecțiile sau lucrarea Domnului Iisus Hristos. Marcu 3 cu 14 spune, a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. A rânduit Spune cuvântul lui Dumnezeu dintre ei 12, adică a pregătit, a instruit, dacă vreți. E un cuvânt care înseamnă mai mult decât a organizat, ci a stat, a lucrat cu ei, a stat cu ei și a rânduit dintre ei 12 pe care a pregătit pentru lucrare de misiune. I-a învățat. Ucenicie unul la unul, pe fiecare dintre acești 12. Și Iuda era unul dintre ei. Și a pregătit pentru această lucrare pe care ei aveau să o facă. Și ascultați mai departe cuvântul lui Dumnezeu Matei, capitolul 10, versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12, un cinci și le-a dat putere să scoată duhurile neculate și să tămăduiască orice fel de boară și orice fel de neputință. Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe cei 12 și le dă putere să scoată duhurile necurate. Era Iuda printre ei sau nu era Iuda printre ei? Era acolo. Iuda a beneficiat și de acest privilegiu să cunoască lecțiile Domnului Iisus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos, să fie parte din această lucrare extraordinară a Domnului Iisus Hristos de a elibera pe alți oameni. Și toate aceste lucruri nu i-au folosit la nimic. Iuda, pe parcursul celor trei ani, trei ani și jumătate, a stat cu Domnul Iisus Hristos și a auzit cu urechile lui, a văzut cu ochii lui, a simțit. Acolo, toată lucrarea Domnului Iisus Hristos. Puteți să vă imaginați toate minunile Domnului Iisus Hristos să fi martor ocular la ele? să trăiești acele experiențe extraordinare, înălțătoare cu Domnul Iisus Hristos și totuși, până la urmă, să alegi să-L vinzi pe Domnul Iisus Hristos, să-L dai pe Domnul Iisus Hristos pentru 30 de arginți. Iuda și-a împietrit inima împotriva oricărei încercări a Domnului Iisus Hristos de a-L câștiga, de a-L aduce la El, de a-I da mântuirea. Și Iuda a fost cel ce, de bună voie, a inițiat trădarea Domnului Iisus Hristos. Până la un moment dat, cuvântul că a căutat un prilej să-L vândă. Este posibil să fii și să fie oameni aici care să fie lucrători, să cunoască locurile, să cunoască lecțiile, să cunoască lucrarea. Poți să crești de mic în biserică, poți să memorezi versete din Biblie, poți să ai parte de binecuvântare în biserică, cum vom avea duminică, poți să participi la grupele de copii, să uh, cânți aici în față împreună copiii, poți să ai pe parcursul unei vieți parte de zeci, sute de predici pe care să le asculți, poți să ai toate privilegiile din lume, dacă nu pleci inima înaintea Domnului Iisus Hristos și nu te supui Lui, nu te predai Lui și nu-L cunoști pe El personal, ești pierdut, la fel de pierdut ca și Iuda. Poți să fii în același pericol în care era Iuda și Iuda pentru noi un avertisment. Un avertisment cu privire la cunoștințele pe care credem că le-am acumulat. Și știm, teoretic vă spun sincer, știu și știm fiecare dintre noi. Atât de bine, tot ce trebuie să știm legat de păcat, legat de neprihănire, legat de viața de biserică, legat de spiritualitate, legat de religie, legat de cum ar trebui să meargă lucrurile, știm. Dar practic, când vine examenul, cădem. Practic, când trebuie să ne smerim, ne înălțăm, practic, când trebuie să iertăm, urâm, practic, când trebuie să iubim, urâm, practic, când trebuie să iertăm, ah, respingem oamenii și facem tot felul de alte lucruri. Niciunul aceste lucruri nu contează. Nu contează ce știi, pe, cât cunoști, dacă nu-L cunoști personal pe Domnul Iisus Hristos, dacă nu ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Cunoașterea lui Iuda a fost la fel ca și cunoașterea celorlalți. N-a avut parte niciunul dintre ei, în afară de cei trei care erau în grup apropiat al Domnului Iisus Hristos și care au fost cu Domnul Iisus Hristos pe munte, n-au avut parte de un tratament preferențial ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și toți au avut parte de aceleași lecții, de aceleași învățători Și toți au avut aceleași șanse. Iuda, în schimb, a fost în direcția în care a mers el. Al doilea lucru, capacitatea lui, potențialul lui. În Ioan capitolul 13, versetele 21 la 26, vedem cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat, vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenicii acela pe care iubea Iisus stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul cu care s-a rezemat pe pieptul lui Isus și i-a zis, Doamne, cine este? Isus a răspuns, Aceloia căruia ai voi încinge bucățica și o voi da. Și a întins mâna, a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Aceasta e imaginea cu cine aceea pe care a avut-o Domnul Isus Hristos cu ucenicii. Și acolo la cina apare discuția aceasta în care Domnul Isus Hristos le descoperă că unul îl, îl va trăda, îl va vinde. Și aici e capacitatea lui sau potențialul lui, potențialul unui ucenic de a-l trăda pe Domnul Iisus Hristos. Și ce mă frapează pe mine este că mă uit la ceilalți ucenici și ceilalți ucenici și în alte pasaje care relatează aceeași întâmplare spun, nu cumva sunt eu, toți se simt capabili să-l trădeze, să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. În fiecare dintre noi există acest potențial de a ne lepăda de Domnul Iisus Hristos, de a-l părăsi pe Domnul Iisus Hristos și de a îl, vinde pe Domnul Iisus Hristos. Ce ne împiedică să facem lucrul acesta? Ce ne poate împiedica să facem lucru acesta? Domnul Iisus Hristos stă acolo și proclamă clar că unul dintre ei îl va vinde. Și ucenicii nu zic e Iuda, nu zic e Toma, nu zic e Andrei. Nu sunt eu, nu sunt eu, nu sunt eu. Și la un moment dat apare acest dialog un pic mai intim. Petru, care îi mai îndrăznesc printre ei, îl vede pe Ioan cu capul pe umărul Domnului Iisus Hristos și spune Petre, tu ești mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Ia întreabă tu, așa, că ești acolo lângă el, să ne spună Domnul cinei. Domnul Iisus Hristos le spune, acela care va lua bucățica pe care o întind eu. Știți ce spune lucrul acesta? Imaginea aceasta care a fost acum la jocurile olimpice, cu cina acea de taină, care a fost blasemiată și așa mai departe, este ireală. Tabloul Leonardo da Vinci nu prezintă realitatea. Trebuie să ne scoatem din minte lucrul acesta. În vremea Domnului Iisus Hristos nu era o masă lungă la care Domnul Iisus Hristos să stea dintr-un capăt în altul cu cei 12 ucenici și Domnul Iisus Hristos să fi fost acolo la mijloc. Imaginea e falsă. În cultura și în vremea respectivă, oamenii mâncau pe jos. Masa era pe jos, stăteau pe jos și tocmai de aceea spălau picioarele înainte, că se așezau în cerc, semicerc, acolo unii lângă alții și cu picioarele unul pe lângă altul și era bine să nu duci praful și mirosul acolo lângă ceilalți. Și așa stăteau ucenicii Domnului Iisus Hristos în acele momente în care Domnul Iisus Hristos a tulburat foarte tare de spune cuvântul lui Dumnezeu. Și lângă el stătea Ioan. Și Ioan îl întreabă cine -i? Și ca Domnul Iisus Hristos se poate să întindă bucățica lui Iuda, înseamnă că Iuda a fost foarte aproape de Domnul Iisus Hristos. Unii presupun că au fost chiar în cealaltă parte, opus de Ioan. Și o dat bucățica. Să fie atât de aproape de Domnul Iisus Hristos și să fie totuși atât de aproape de departe de Domnul Iisus Hristos. E ciudat paradoxul acesta. Așa că pentru mine am stat și m-am tot gândit la prostia asta care a circulat acum cu cina. Ce Ci o pictat Leonardo da Vinci nu reprezintă nici imaginea Domnului Iisus Hristos, că noi nu credem în icoane nu reprezintă nici realitatea și ce încearcă oamenii să badrocozească nu are nicio putere. De ce? Pentru că ce s-a întâmplat în vremea aceea din cuvântul lui Dumnezeu și asta e lucru care trebuie să ne preocupe, preocupe pe noi. Care e capacitatea lui Iuda? Care e capacitatea noastră, fiecare dintre noi? Avem capacitatea de a înșela. Este capacitatea unui ucenic care trăiește o viață în contrast sau în fals sau o fățărnicie. Aceasta este capacitatea oricăruia dintre noi. Eu pot să vă înșel pe dumneavoastră, dumneavoastră puteți să mă înșelați pe mine, suntem oameni. V-am spus, suntem mânați de ceea ce creem, impresii și alte lucruri. Eu nu știu ce e în mintea lui Paul, de exemplu. Paul nu știe ce e în inima mea și așa mai departe. Nu știm. Pentru că nu știm lucrul acestea. Nu e la Dumnezeu capacitatea aceasta. Mai sunt unii care văd dincolo și așa mai departe. Dar în fiecare dintre noi există această capacitate de a înșela. De a înșela pe alții și Iuda a reușit să înșele pe toți ceilalți 11 ucenici colegii și prietenii lui, a reușit să-i înșele timp de, trei ani de zile, are capacitatea de a înșela lumea pierdută, i-a înșelat pe ceilalți oameni din vremea lui, făcându-i să creadă că și el este un ucenic și un urmaș al Domnului Isus Hristos și aceasta e capacitatea așa noastră, noi putem să ne înșelăm unii pe putem să înșelăm vecinii noștri, putem să ne înșelăm chiar pe noi înșine, deoarece inima noastră este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de Și trebuie să fim foarte atenți, nu ne încredem, ai bine, slavă Domnului că bine, ăla la noi bine, fraților. E cazul să ne cercetăm și să ne vedem în lumina în care ne vede Dumnezeu. Dumnezeu știe exact ce e inima noastră? Dumnezeu nu știți ce e inima mea, nu știe ce e inima noastră? Pe Dumnezeu nu-L putem înșela. Dumnezeu e singurul care nu poate fi înșelat. Domnul Iisus Hristos a fost singurul care n-a fost înșelat acolo. Și Domnul Iisus Hristos spune cu privire la oamenii aceștia care cred că pot să înșele pe alții. Și care uneori înșală, înșală pe mulți. Trăim o vreme în care înșelăciunea ajunge să atingă cote alarmante, dar încă n-a ajuns la cotele maxime. Vă spun să fiți foarte atenți. În lumea creștină în care trăim noi, înșelăciunea spirituală a ajuns la cote alarmante, dar încă n-a atins cotele maxime. Pentru că încă n-au ajuns oamenii să spună uite-l pe Hristos. Dar vor ajunge să spună uite-l pe Hristos. Că e acolo sau că e dincolo. Și aia va fi cota maximă a înșelăciunii. Dar în momentul de față sunt oameni care se uită la alți oameni și înalță pe acești oameni și au impresia că acești oameni sunt lucrători ai luminii. Și de fapt ei s-ar putea să fie niște lucrători ai fără de lege. Pentru că și ei există același potențial care a existat în Iuda. Domnul Iisus Hristos în Matei 7, cu 22 și 23 spune Mulți îmi vor zice în ziua aceea Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Observați ce lucrare extraordinară au avut acești oameni? V-am spus mai devreme că și Iuda a primit aceeași putere să scoată dragi și să facă lucrurile despre care spune și cuvântul lui Dumnezeu. Și vor fi alții ca și Iuda care vor spune: N-am făcut noi toate aceste lucruri în numele tău? Nu judecați după aparențe. Nu judecați după impresii personale. Nu judecați după succes o lucrare sau un lucrător, ci judecați. Fiecare dintre noastre să fiți într-o relație bună cu Domnul. Nu ne cheamă Dumnezeu să judecăm ce fac alții. Lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Noi știm lucrul ăsta. Spune cuvântul mai departe. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine, de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dumnezeu nu poate fi înșelat. Până la urmă, Dumnezeu nu poate fi înșelat. Pe pământul acesta vedem multe și vom vedea multe. Unele nedreptăți, unele lucruri extraordinar de grave. Dar, la sfârșit, Dumnezeu va spune, punct, până aici. Capacitatea de a înșela este o capacitate pe care o avem, un potențial pe care îl avem fiecare dintre noi. Capacitatea de a ne îndepărta este, sau de a cădea, este din nou valabilă pentru fiecare dintre noi. Noi v-am spus mai devreme, nu putem spune, eu stau bine, sunt puternic, predic la învon, sunt tare. Sunt alții care au fost aici la învon și au predicat și au ținut studiu și nu mai este. Sunt alții care au fost mari predicatori și păstori toată viața lor și au scris cărți, și au ținut conferințe, și au fost faimoși în toată lumea aceasta. Și după ce au plecat în veșnicie, s-au descoperit lucruri oribile despre viața lor. Avem capacitatea aceasta. Luca 22, versetele 31-34, avem imaginea unui alt ucenic care a căzut. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă. Ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Observați? Credința să nu se piardă. Și după ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Domnul Iisus Hristos a avut un plan și o lucrare cu Simon și cu căderea lui Simon. Pentru că l-a înțeles pe Simon, i-a înțeles latura aceasta umană, pasibilă slăbiciunii și căderii. Și a spus, va, Satana va cerut la cernere. Va fi un test. Vei cădea. Dar eu m-am rugat să nu ți se piardă credința. Și după ce te întorci, trebuie să spui la frații tăi ca să-i întărești și pe ei. Ai o lucrare de făcut. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Isus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu te vei lepăda de mine de trei ori, până nu, că nu mă cunoști. Există această capacitate în fiecare dintre noi. Să nu ne culcăm pe ureche și să nu trăim o impresie de asta falsă, că eu niciodată. Noi toți avem posibilitatea aceasta. Nu știu cum a fost săptămâna pentru dumneavoastră. A fost aproape de Domnul, a fost aproape de Domnul, a fost a ați scăzut, ați alunecat, n-ați scăzut. Eu vă spun, sunt ispitit cel puțin o dată, de două ori pe zi, cu gândirea, cu privirea, cu alte lucruri. Fiecare dintre noi avem tot felul de ispite, tot felul de gânduri care nu vin la Domnul. Și luptăm cu ele și ne răstignim firea în fiecare dimineață și noi știm ce luptă ducem. Dar tocmai asta ne face să stăm în gardă și să înțelegem că dacă nu s-ar fi rugat Domnul Iisus Hristos pentru noi, dacă nu ne-ar fi păzit Domnul Isus Hristos și nu ne păzește Domnul Isus Hristos, niciunul dintre noi n-am stat în picioare. Niciunul dintre noi nu ne-a mai ridicat. Că asta e capacitatea de a cădea, dar nu trebuie să rămâi căzut. Și avem o altă capacitate extraordinară pe care ne-o dă Dumnezeu și anume aceea de ne întoarce. Se spunea acolo cu privire la Petru că s-a întors după ce te vei întoarce la frații tăi. În Luca 22, versetele 61 și 62, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Ce l-a făcut pe Petru să fie diferit de Iuda? Petru s-a întors și a plâns cu amar. Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului Iisus, spune aici. Și l-au cercetat acele cuvinte până la lacrimi și a spus, Doamne, am greșit, am păcătuit. S-a smerit și a recunoscut păcatul și greșeala. Și asta i-a schimbat destinul. Iuda, în schimb, nu s-a întors la Domnul, ci vom vedea mai imediat ce a făcut Iuda când a început să aibă remușcări. Petru s-a întors la Domnul, l-a privit pe Domnul, Domnul l-a privit pe el și în momentul acela, Petru a căzut la pământ și a spus: Sunt un păcătos, sunt un netrebnic. Contradicțiile lui al lui Iuda, al lui Cenicului care trăiește acea, aceast, acest contract sau paradoxul din viața lui Iuda. Viața lui Iuda e o viață plină de contradicții, de paradoxuri. El a avut ocazia să plece, să se ducă, să lase pe Domnul Isus Hristos și cu toate astea nu a făcut asta. Nu l-a părăsit pe Domnul Isus Hristos. A rămas aproape de Domnul Isus Hristos. Așa cum am spus mai devreme, că până și la cine el a rămas acolo lângă Domnul Isus Hristos. În acel grup care era aproape de Domnul Isus Hristos. A stat cu Domnul Isus Hristos fizic, deși inima lui era departe de Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Noi ne vedem așa fizic și noi zicem, suntem aproape de Dumnezeu, suntem la biserică, da? Suntem mai aproape de Dumnezeu decât alții dacă începem să mergem pe pârtia asta, comparații și greșim. Dar cine vede inima noastră cât e de aproape de Domnul? Numai Domnul vede și numai Domnul știe. Numai Domnul cunoaște ce inima mea și ce inima ta. El a stat acolo aproape. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 6, versetele 66 la 71, în felul următor. El a rămas acolo când alții au plecat, l-au părăsit. Spune Cuvântul în Ioan 6 cu 66. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și a nu mai umblau cu el. Atunci Isus a zis celor 12: Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simo Petru: La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Isus le-a răspuns. Nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși, unul dintre voi este un drag. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el unul dintre cei 12. Ce interesant! Domnul Iisus Hristos se întreabă, de ce nu plecați? Toți m-au părăsit. Au zis cuvintele Domnului Iisus Hristos, au spus, mi se pare prea mult învățătura aceasta, plecăm! Și Domnul îi întreabă, voi de ce nu plecați? Și pe Iuda îl întreabă, tu de ce nu pleci? Și mai acolo descoperă că, în afară de, eu v-am ales pe voi, dar totuși unul dintre voi e un drac. Desigur, Ioan ne descoperă lucrurile acestea după ce le s-au întâmplat și le scrie, când a fost scrisă uh, această Evanghelie chiar atunci. Iisus le descoperă lucruri profunde. Și unii se potignesc în ceea ce le spune Domnul Iisus Hristos. Și totuși, Iuda rămâne aproape. Avea șansa să plece împreună cu ceilalți. Un alt lucru interesant care e un contrast era faptul că el nu era autentic. Părea că e preocupat de lucrarea Domnului Iisus Hristos, de slujirea Domnului Iisus Hristos, de ceea ce făcea Domnul Iisus Hristos, dar nu era autentic. Eu în capitolul 12, versetele 4 la 6, unul din ucenicii săi, Iuda Iscoroteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua ce se punea în ea. Poate că nu e unul dintre cele mai potrivite comentarii pe care le-ai asculta la un moment dat în care cineva a făcut ceva frumos pentru Domnul Iisus Hristos. Dar știm, imaginea, știm ce s-a întâmplat atunci cu femeia care a venit și a cheltuit ceea ce câștiga un om într-un an de zile pentru a face un gest frumos față de Domnul Iisus Hristos și dintr-o dată Iuda a devenit preocupat de lucrurile spirituale, de ajutorarea săracilor, de lucrarea cu săracii și de alte lucruri și activisme spirituale de fapt, inima lui și Domnul Iisus Hristos, care cunoștea inima, era îndreptată tot și la greșit. El se gândea la ce putea să mai câștige el. Iuda a ascuns foarte bine ce era inima lui și a trăit această viață, dar cu toate astea, în anumite momente, s-a văzut că nu trăia autentic. Și până la urmă, Iuda a avut de făcut această alegere, alegerea aceasta dureroasă, și el o face căutând ocazia să-L vândă pe Domnul Isus Hristos. Matei, capitolul 26, versetele 14 la 16, îmi spun lucrul acesta. Matei 26, cu 14, spune atunci, unul dintre cei 12, numit Iuda nu s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Observați cum descrie cuvântul lui Dumnezeu, acțiunile lui, toate sunt decizii conștiente, toate sunt alegeri conștiente. S-a dus la preoți și a cerut ceva pentru viața unui om. Ce vreți să-mi dați ca să-l dau mâinile voastre? Și după aceea spune cuvântul că el căuta un prilej, căuta o ocazie nimerită ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Asta e adevărata lui față și asta a fost descoperită până la urmă. Iuda a profitat de ocazie și l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Luca 22, 47 la 48 ne spune pe când grăia el încă, iată că a venit o glotă, același pașas cu cel pe care l-am citit astăzi, și cel ce se chema Iuda, unul dintre cei 12, îmi place cum sublinează fiecare autor, unul dintre cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-l sărute și a zis, Iudo, cu o sărutare vin tu pe fiul omului. Observați ce răspuns blând îi dă Domnul Iisus Hristos și parcă îi mai dă încă o șansă Deja i-a dus acolo unde era Domnul Iisus Hristos. Deja el prindeau pe Domnul Iisus Hristos. Și Iuda face ce a hotărât să facă. A mers până la capăt, l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Nu a stat să dea înapoi. Iuda aștepta probabil din cauza descurajării pe care a suferit-o, probabil din cauza că nu a experimentat ceea ce și-a dorit el. Mulți oameni din vremea Domnului Iisus Hristos au suferit aceeași deziluzie. Ei așteptau un eliberator de subdominația romană, așteptau ca să vină unul ca și uda Macabeul, ca să facă o revoltă și să aducă stăpânia romană, să o dea la o parte și să-i elibereze pe ei. Și Domnul Iisus Hristos nu are această strategie de a ridica o armată și de a lupta împotriva stăpânii romane. Domnul Iisus Hristos vrea să-i libereze sufletele, vrea să libereze inimile, vrea să aducă mântuire și împărăția Lui, vrea să facă o împărăție veșnică, o împărăție care să se ducă dincolo de granițele acestei lumi, să meargă până în cer. Și Uda, probabil ca și mulți din vremea respectivă, ajunge la un punct în care zice nu-mi este nimic dacă îl urmez pe Domnul Iisus Hristos. Dacă era un liberator... Ăsta stânea o, o, revoltă după ce făcea revolta aceasta, de dea guvernarea la o parte și eu, pentru că am fost unul dintre cei ce l-am urmat și am fost credincios, îmi primesc o recompensă, primesc o poziție, primesc o funcție de conducere în noua lui împărăție. Dar nu se întâmplă nimic și dacă nu se întâmplă nimic, ce fac? Mi-au soarta în propriile mele mâini și mă apuc să fac eu ceva. Și asta face Iuda, de fapt, atunci când alege să-L pe Domnul Iisus Hristos. Satana, desigur, are partea lui, dar din nou, <laughs> există și această... Uh posibilitate să te opui. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, luptați, împotriviți-vă tari diavolului și el va fugi de la voi. Noi nu putem să spunem că vine diavolul și face ce vrea. De ce? Pentru că noi avem pe Domnul Iisus Hristos. Și el îl avea pe Domnul Iisus Hristos acolo și nu avea diavolul putere mai mare decât Domnul Iisus Hristos. Așa că nu există posibilitatea aceasta ca diavolul să fi făcut ce ar fi vrut el. Matei 25 cu 41 spune cuvântul, apoi va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestimaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Domnul Iisus Hristos cunoaște ce se întâmplă cu cei care sunt ca și Iuda, ce se întâmplă cu cei ce trăiesc o viață de aceasta duplicitară și dacă respingi într-un mod continuu lumina pe care Domnul Iisus Hristos o aduce în viața ta și dacă te joci cu viața ta spirituală și cu mântuirea ta și cu toate celelalte lucruri, vei ajunge la un moment de să auzi cuvintele Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă de la mine. Sunt cele mai tragice cuvinte pe care le poate auzi un om. Deocamdată încă spune Domnul Iisus Hristos, veniți la mine. Toți cei trăduși sunt povărați, veniți la mine, vină la mine, orice ai fi făcut, oriunde ai fi, orice gând ai avea, vină la mine și eu te primesc. Dar va veni momentul în care va spune, duceți-vă de la mine. Iuda a avut aceeași șansă să vină la Domnul Iisus Hristos, dar Iuda a ales să nu meargă la Domnul Iisus Hristos condamnarea lui și pedeapsa lui, ultimul lucru la care vreau să privim, Matei 27, versetele 3 la 5, atunci Iuda Vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a adus înapoi cei 30 de arginți și a dat preoților cei mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit că ce am vândut sânge nevinovat. E un regret, e o pocăință, dar nu e îndreptat în direcția care trebuie. E foarte interesant cum ajunge Iuda la convingerea aceasta că a dat Sânge nevinovat, a vândut sânge nevinovat, a trădat pe cel ce nu trebuia să fie trădat. Și foarte interesant că se duce în direcție total greșită, nu merge la Domnul Iisus Hristos să-și ceară iertare, ci merge la preoți și vrea să dea bani înapoi și aici e paradoxul religiei, se întâmplă și astăzi. Sunt mulți oameni care merg și alergă la religie și într-un mod indirect, ascultați răspunsul pe care îl dau preoții, ce ne pasă nouă? Versetul 4, 27 cu 4. Matei. Am păcătuit că am vândut sânge nevinovat și preoții răspund, ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Observați un lucru interesant. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Iuda putea să fie iertat de Domnul Iisus Hristos dacă făcea ce a făcut Petru. Chiar dacă l-a trădat și l-a vândut, eu am convingerea aceasta, poate s-ar putea să aveți o convingere diferită de mine în seara asta, n-am dovezi biblice și profunde. Eu cred că Domnul Iisus Hristos putea să-l ierte. Dar trebuia să se împlinească și Scriptura și trebuia să meargă pe drumul pe care a mers pentru că a refuzat pocăința. A refuzat să meargă înaintea Domnului Iisus Hristos și să-și ceară iertare. S-a dus și și-a cerut iertare de la oameni, de la cei cu care a complotat. S-a dus și a încercat să repare printr-o metodă de asta umană, cum facem și noi de foarte multe ori. S-a dus în direcția greșită. Dacă el ar fi avut un moment în care să meargă înaintea Domnului Isus Hristos sau să meargă înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, iartă-mă, eu cred că Dumnezeu l-ar fi iertat. Și cred că asta e, până la urmă, șansa noastră a fiecăruia dintre noi. Atunci când trădăm, când vindem, când ne lepădăm, când ne îndepărtăm, când cădem, când suntem necredincioși și săptămâna trecută a fost subiectul că Dumnezeu e credincios, Dumnezeu rămâne credincios și Dumnezeu vrea să ne ierte și Dumnezeu ne așteaptă și vrea să ne primească când ne vede că venim la El cu pocăință, ne vede că venim la El cu smerenie, ne vede că venim la El cu inima plină de dorință de a fi iertați. Vă întreb, copiii noștri greșesc și uneori greșesc greșeli care ne vine greu să le iertăm. Dar ce se întâmplă cu noi ca părinți? Iertăm. Când vin și își cere iertăm și iubim. Iertăm pentru că iubim. Același lucru se întâmplă și la Dumnezeu. Nu există greșeală prea mare, nu există păcat prea mare pe care Dumnezeu să nu poată să-L ierte, pe care Dumnezeu să nu poată să-L să, 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 arunce de la noi. Pentru că deja pârlețul a fost plătit, sângele Domnului Iisus Hristos a fost vărsat. Păcatele care nu vor fi iertate sunt păcatele pentru care nu ne cerem iertare și nu ne pocăim. Și ne spunem Domnul Iisus Hristos, Doamne, iartă-mă și pentru lepădarea aceasta, iartă și pentru rușinea aceasta, iartă-mă și pentru neglijența aceasta, iartă-mă și pentru trădarea aceasta, iartă-mă că și acum te-am pus pe tine pe locul 2, pe locul 10. Iartă-mă! Domnul Iisus Hristos vrea și poate să ne ierte și vrea și poate să ne schimbe destinul. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, nu știu cum e biserica în întregime. Îmi pare rău că vinerea suntem așa de puțini. Dar știu că asta e o frământare pe care trebuie să o aibă mulți creștini, astăzi, în zilele noastre. Cum stau, înaintea lui Dumnezeu? Ce fel de credință trăiesc eu? E o credință care e în contrast cu chemarea pe care mi-a făcut-o Domnul? Sau o credință care e în conformitate cu chemarea pe care mi-a făcut-o Domnul? Domnul ne-a chemat la o viață nouă, o viață dedicată lui o viață de slujire pentru el, o viață în care să-l iubim pe el așa cum ne iubește el, o viață în care să-l slujim pe el, o viață în care să-i fim plăcuți lui. Asta ne-o chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi să facem. Dar s-ar putea ca într-un moment dat viața noastră din pur și simplu tumultul acestei lumi și din ispitele și din lucrurile care luptă împotriva noastră, că și diavolul împotriva noastră, și lumea împotriva noastră, și firea împotriva noastră, s-ar putea să alunecăm și să cădem. Și să avem o viață trăită în contrast. Dar e bine să ne trezim. E bine să nu spunem că sunt bine, ci e bine să spunem, Doamne, încă mai am lucruri la care trebuie să lucrez. Încă mai am lucruri la care încă nu sunt așa cum ai vrea Tu să fiu. Încă poate nu iubesc cum iubești Tu, încă poate nu iert cum ierti Tu, încă poate nu sunt plin de, de bunătate cum ești Tu față de alții. De ce Degeaba încercăm să fim ceea ce nu suntem, am încercăm să pretindem că suntem bine și putem să fim ca și Iuda, să fim la timpul de rugăciune, să fim la timpul de studiu biblic, să fim la orice moment de închinare prezenți. Iuda a fost acolo cu Domnul Iisus Hristos până în ultimul moment. Aia nu era o garanție că El este bine. Și nu e nici pentru noi o garanție că noi suntem bine și alții care nu sunt aici numai aia nu mai anunț bine. Oricare dintre noi am văzut în seara aceasta are această posibilitate de a cădea, de a aluneca, de a îndepărta. Dar străvit să fie Domnul, că oricare dintre noi are această șansă a pocăinței pe care a avut-o Petru. Iuda n-a profitat de ea. Petru trebuie să fie exemplul nostru de pocăință. Și noi în seara aceasta să-i mulțumim Domnului pentru că ne primește la el. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 13, 18 și 19, 19 și cu asta voi încheia. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceea pe care am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice... Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Observați planul lui Dumnezeu și cu această mică alunecare a lui Iuda. Când se vor întâmpla acele lucruri, ucenicii trebuie să ajungă să creadă că Domnul Iisus Hristos este cine a spus El că este. Și ucenicii au crezut. Și cuvintele scrise de Ioan în Evanghelia lui sunt dovadă, cuvintele scrise de Matei, de Marcu sunt dovadă, cuvintele scrise de doctorul Luca care le-a auzit și le-a relatat sunt dovadă că ei au crezut în Domnul Iisus Hristos. Dacă noi credem în Domnul Iisus Hristos, viața noastră va fi transformată. Viața noastră se va îndrepta după cuvântul lui Dumnezeu. Vom avea alunecări, vom avea scăpări, vom avea momente în care vom cădea, dar ce frumos este că cel, cel caută pe Dumnezeu se ridică. Și dacă cade, de câte ori? Ori de câte ori cade. Ori de câte ori cade. Se ridică cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu știu cum sunteți, nu știu care e starea. Știu că Domnul mi-a dat mesajul acesta și o trebuie să-l aduc înaintea bisericii. Eu mă rog ca Domnul să ne cerceteze pe fiecare dintre noi în parte și să ne ajute să înțelegem care sunt pericolele. Eu dar pentru fiecare dintre noi e un avertisment. Un avertisment să nu ne lăsăm înșelați de cel rău. Să nu ne lăsăm duși de valul acestei lumi, să nu ne lăsăm purtați încoace și încolo. Caută să trăiești o viață plină de prezența lui Dumnezeu, nu o viață plină de contrast. Caută să fii un ucenic autentic al Domnului Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.